BCM Olimpic Baia Mare se află în fața unei partide foarte dificile în deplasare la vicecampioana României BC Mureș-Târgu Mureș. Partida dintre cele două echipe este programată în etapa a 18-a Ligii Naționale de Basket Masculin. Formația antrenată de Sebastian Man nu își pune mari speranțe de la acest meci, ținând cont că joacă pe terenul vicecampioanei, o echipă care și-a încheiat și parcursul din cupele europene. Băimărenii însă speră la o partidă frumoasă în care să lege relațiile de joc. Deplasare la Mureș, echipă care se bate pentru 1-6 să intre în prima parte a clasamentului, o echipă cu jucători foarte experimentați. Noi încercăm în următoarele 3 săptămâni să închegăm relațiile de joc, iar în play-off să arătăm mult mai bine. I think we have potential. You know, I haven't been here since the beginning, obviously. Echipa noastră are potențial. Am jucat doar 2 meciuri până acum, însă cred că putem să ne revenim și să încheiem în forță acest sezon. În clasament, BC Mureș ocupă locul 7 și va lupta pentru a obține cât mai multe puncte în aceste ultime etape pentru a termina sezonul regulat între primele 6 echipe. De cealaltă parte, BCM Olimpic, care a obținut o singură victorie în acest sezon, se află pe ultimul loc și nu mai are șanse de evitare a play-out-ului. Partida dintre BC Mureșul Târgu Mureș și BCM Olimpic Baia Mare va avea loc mâine cu începere de la ora 17. În meciul tur, echipa mureșană s-a impus cu 88 la 63.